Deputatul PSD Dumitru Coarnă a declarat în cadrul unei conferințe de presă că amendamentele depuse de PSD la legea bugetului nu au fost luate în considerare. Acesta susține că 98% din actualul buget a fost direcționat către primăriile PNL, USR și UDMR. Coarnă spune că actualul guvern a separat România prin această decizie. Sigur că pe buget, așa cum spunea și domnul Ciunoiu, eu am depus amendamente, am stat nopți întregi până la 4 dimineața, nu a fost admis niciun amendament. Ați văzut că ei au lucrat, în opinia mea, ilegal, prin acea anexă 703 la buget. Practic, au reglementat, într-o ședință de guvern și ulterior prin legea bugetului, amendamentele pe care PNL, USR și UDMR ar fi trebuit să le susțină așa cum le-am susținut și noi. Deci, practic, ca să vă explic așa în procente, 98% din actualul buget merge către primăriile PNL, USR, UDMR. Practic, oamenii ăștia au creat un precedent extrem de periculos. Au separat România în ei și noi, prin buget. Niciodată, în istoria post-decembristă a României, nu a existat această abordare. Au fost discuții, sigur că puterea întotdeauna e logic să aibă o parte mare, dar în 20-30% trebuia să meargă și către opoziție. În aceste condiții, gândiți-vă că, practic, România, cei care au votat cu PSD, ce vină au că au votat PSD? Așa au considerat, au câștigat alegerile. Această atitudine este o atitudine de răzbunare. Nu o să spun a cui armă este răzbunare, dar dacă nu vor schimba niște lucruri la rectificările bugetare, o să vedeți că la un moment dat vor fi imposibilitatea să funcționăm. Și eu mă tot gândeam ce posibilități de, știu eu, de a atrage atenția avem, mă gândeam să analizăm și o grevă fiscală. Până la urmă, adică banii mei, mie la centru, după care mie nu mai de nimic. Deci noi din județul Călăraș plătim taxe, plătim impozite, plătim tot ce înseamnă structura fiscală, pe codul fiscal, dar la întors numai. Ia, nu știu, la Brașov, că e băiatul ăsta USR, care are și probleme cu diploma. Adică cu penalii în funcții publice. Lucrurile sunt extrem de complicate și sper să depășim acest moment, pentru că nu cred că vom putea funcționa, nu știu în ce măsură, vom putea funcționa la nivel instituțional și la nivel de primării. Nu o să fie buget doar, nu știu în ce măsură, cred că 4-5 luni, nu? 6 luni. 6 luni de zile maxim. Dacă aveți întrebări, sigur că sunt multe discuții. Am avut o întâlnire la Radovanu săptămâna trecută, unde am exclus pe un domn David, care el spunea că e la PSD, dar nu era la PSD, a votat împotrivă organizației locale PSD, deci a încălcat statutul. Organizația de acolo cu vot 100% au luat decizia să fie excluși doi consilieri PSD și acum, sigur, va trebui îndeplinită procedura să urmeze conform legii ordonanța 57 următorii care au fost aleși pe liste. Adică nu putem să admitem, să mergem în continuare cu tipul, ca să nu vă spun că era penal, adică azier. Adică eu nu pot să mă asociez cu oamenii ăștia acum. Are o condamnare definitivă. Și, practic, pierdem organizația. Am fost în zona aia de multe ori și oamenii... Exact asta îmi spunea. Domnul Cornu, noi am votat PSD, nu David. Noi votăm oameni serioși. Da? Din păcate, asta e viața, încercăm să facem curățenie. Eu, cel puțin, asta o să fac. O să încerc să fac curățenie atât cât pot și cât mi-e permis de lege și de statut. Nu voi încălca nici legea, nici statutul Partidului Social Democrat. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu drag. Domnule Coarnă, astăzi se pune dezbatere publică proiectul de lege care interzice cumularea pensiilor. Se pune dezbatere publică, da. Păi, a mai fost și anul trecut această inițiativă legislativă, știu că a picat la Curtea Constituțională. Nu, și anul trecut. Au mai fost. Nu trebuie, sigur, vă spun că nu am membru în CES și am dat aviz în acea inițiativă legislativă. Este o discuție extrem de complexă. Pentru că, în primul rând, încarci dreptul la muncă. Al doilea element. Vorbim de oameni care sunt necesari societății și aici privesc doar spre sănătate și educație. Uitați-vă că 5 milioane de tineri absolvesc de facultate de studii superioare, medicină, educație, tot ce vrem noi și avem nevoie în societate, de ei pleacă. Și atunci, sigur, că rămâne descoperiți. Sunt zone rurale fără medici.
Sunt zone rurale fără profesori pregătiți, în sensul de a fi pregătiți de școlile specializate. Și atunci se recurge la această abordare, aceea de a folosi un învățător pensionar, de a folosi un medic pensionar pe cabinetul respectiv ca să putem să venim către cetățenii zona respectivă. Nu știu, eu sper să fie o analiză extrem de profundă și extrem de atentă. Până la urmă este un drept la muncă. A încheiat raportul de muncă. A deplinit condițiile de vechime și vârstă din lege. E ok? Mai departe e problema lui, nu pot să interzic dreptul la muncă. Pentru că, în logica asta, funcționând, încălcăm Constituția. Sigur că sunt discuții multiple. Sigur că, știu eu, poate sunt zone unde putem discuta, dar în altă zonă a reglementării, nu în asta. Eu cred că, în opinia mea, această decizie va fi încă o dată declarată neconstituțională din mai multe perspective și, cel puțin, de acela al oportunității și utilității folosirii, cel puțin, a medicilor și profesorilor în sistem. Doar sigur că am trecut printr-o perioadă extrem de complicată și de grea, de la buget până la intervenții eșuate ale poliției, care oamenii au murit efectiv printr-o procedură extrem de primitivă. Au fost înjunghiați cu un cuțit de 30 de centimetri lungime în condiții de imposibilitate totală de a se apăra și spun eu că responsabilitatea totală aparține ministrului de interne și structurii de intervenții și acțiuni speciale din cadrul IGPL-SIAS, care aveau această competență legală să intervină când vorbim de lipsire de libertate cu luare de ostateci. Au încercat să transpună în opinia publică greșit și se pare că le-a și ieșit că vinovăția a fost la Bacău. Nu, spun eu, în opinia mea, vinovăția nu a fost la Bacău. Vinovăția, din punct de vedere juridic, a fost la nivel de IGPR și aparține domnului Scurtu, șeful acestei structuri. Practic am ajuns într-o logică răsturnată. Domnul Scurtu a mers la Bacău să verifice ceea ce ar trebui să facă dumnealui. Pentru că legea spune extrem de bine și de clar, avem niște norme interne care stabilesc acele competențe. Eu am făcut interpelare în acest sens, sigur, împreună cu conducerea Partidului Social Democrat. Am susținut și o conferință de presă pe această zonă. Urmează să primesc răspunsul la această interpelare, dar să știți că am mai transmis domnului ministru un lucru extrem de delicat, care vorbește despre județul Călăraș, 25 august 2019. Bătrână cu zavodă, Parkinson, se rătăcește în câmp, lipsă bani în cartelă, apelează 112 și începe procedura de căutare. Domnul Nițu, actualul inspector șef, în acel moment era șeful serviciului poliției judiciare. Sună la dispecerat și începe discuția ceva de genul: care-i treaba cu baba aia, știți, de la nivelul funcției dumneavoastră. Sigur, dispecerul de bună credință îi explică clar cine, ce și cum s-a întâmplat, care sunt forțele care participă la căutarea femeii și, în final, domnul Nițu transmite o înjurătură primitivă, grotească, și o numește jegoasă pe acea bătrână de la Cuza Vodă. Rețineți, 25 august 2019, la o lună de zile după speța din Caracal. Problema mea este că toată lumea știe. DGIP știe, ministrul Bode știe, secretarul general al ministerului știe, deci toți acești oameni știu despre această poveste și nimeni nu spune în consecință. Nu este pe această funcție prin concursul de examen, este împuternicită, înseamnă că oricând îi se poate retrage împuternicirea. În opinia mea, se pare că aici nu vorbim de competențe profesionale și vorbim de competențe politice. Ori nu putem să rămânem în această zonă a incompetenței profesionale prin competențe politice și oamenii mor în casă, cum s-a întâmplat la Onești și cum probabil se va mai întâmpla dacă nu dispunem în această zonă corect, să fim corecți cu noi, transparenți și să numim în acele funcții oameni responsabili, oameni care să ne ofere siguranța și garanția faptului că în momentul în care ieșim pe stradă avem acea emoție și încredere că nu vom fi atacați, nu vom fi tâlhăriți, nu vom fi violați. Dar, din păcate, la nivel de minister de interne, lucrurile se judecă doar într-o cheie politică, lucru care face rău.